Bună seara! Bună seara și iată-ne din nou aici la Litoral TV, împreună la emisiunea 1-2-3 Milena, împreună cu numerologul Milena, într-o duminică ploioasă. Nu-i bai că doar și sâmbătă a fost o zi la fel de ploioasă. Să sperăm însă că soarele va ieși începând de mâine. Emisiunea 1-2-3 Milena, împreună cu numerologul Milena, în care vom discuta o mulțime de lucruri frumoase și interesante. Spre exemplu, vom discuta despre George Maior, directorul SRI, fostul director al SRI, despre care se spune că și-ar fi înaintat marți demisia de la conducerea SRI. Acum, eu nu știu dacă este cumva vreo diferență între aș înainta demisia sau aș depune mandatul. Cert este că eu auzisem că ar fi mai corectă exprimarea potrivit căreia Cristian George Maior și-ar fi depus mandatul. Că o fi sau nu același lucru, Dumnezeu știe. Ziarele scriu următorul lucru. Directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, și-a înaintat marți demisia de la conducerea SRI, iar președintele României, Klaus Iohannis, a acceptat-o, conform informațiilor trimise de către administrația prezidențială. În locul lui George Maior, în locul lui Cristian George Maior, ar fi acum Mihai Florian Coldea, care a fost până mai ieri prim adjunct al directorului SRI. Despre Coldea, stați puțin că avem aici o mulțime de hârtiuțe. Vom discuta și despre Elena Udrea, evident. Vom vedea cum va fi anul acesta 2015 pentru Elena Udrea. Și mai aveam aici așa. Directorul interimar al SRI, Florian Coldea, va fi chemat săptămâna viitoare, adică asta, care doar ce urmează, în Parlament. Acesta trebuie să dea explicații în fața Comisiei de Control SRI după declarațiile făcute de Elena Udrea în interviul acordat Hot News vineri, adică acum două zile. Vom vedea ce se întâmplă. Haideți să mai citim o dată articolul legat de fostul director al SRI, al Serviciului Român de Informații, și să vedem cum era el, cum este el din punct de vedere numerologic, de potrivit era pentru funcția de director a SRI și cum îi va fi lui în acest an 2015. Evident, după aceea vom vorbi despre Mihail Florian Coldea, vom vedea și datele lui cum sunt, să nu uităm că a fost prim adjunct al directorului SRI, bag seamă că o avea el în Iscai Vacalități acolo. Directorul Serviciului Român de Informații, domnul George Maior, și-a înaintat demisia de la conducerea SRI președintelui României marți 27 ianuarie. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, i-a acceptat demisia, se arată în comunicatul administrației prezidențiale. Președintele Klaus Iohannis a declarat data de 7 ianuarie, în Adevărul Live, întrebat dacă ia în calcul numirea unor noi șefi la SRI și SIE, ceva de genul: săptămânile viitoare vom analiza această chestiune și vom comunica și concluzia. În 5 noiembrie, directorul SRI George Maior a afirmat că la învestirea noului președinte își va prezenta mandatul spre evaluare, menționând că până la acel moment și atât timp cât va fi în fruntea SRI, nu manifestă și nu confirmă interesul pentru un anume rol profesional în viitor. Referitor la solicitările de a comenta apariția în spațiul public a numelui directorului SRI, domnul George Cristian Maior, în legătură cu posibila nominalizare în funcția de prim-ministru al Guvernului României, Serviciul Român de Informații face următoarele precizări. Reiterăm faptul că activitatea Serviciului Român de Informații are ca principiu obiectiv, respectat la toate momentele și nivelurile, neutralitatea și echidistanța politică. În acest sens, subliniem hotărârea conducerii SRI de a evita implicarea în eventuale dispute cu substrat electoral, în vederea prezervării propriei misiuni, precum și a bunei reputații dobândite în rândul cetățenilor României și al partenerilor instituționali din țară și din străinătate. Se arăta într-un comunicat al SRI remis la acel moment agenției Mediafax.
SRI preciza că poziția oficială a lui George Cristian Maior este, citez, consecventă, așa cum a fost aceasta exprimată atât public, cât și în discuții directe cu principalii beneficiari. Și acum un citat, apropo de ceea ce spunea la un moment dat Cristian George Maior. La momentul învestirii noului președinte al României, îmi voi prezenta spre evaluare mandatul de director al SRI. Este o datorie de onoare și un obiectiv profesional legitim, după 8 ani în fruntea Serviciului Român de Informații. Până în acel moment și atâta timp cât voi ocupa această funcție, nu manifest și nu confirm interesul pentru un anume rol profesional în viitor, a declarat Maior, citat în comunicat. George Maior a deținut funcția de director SRI timp de peste 8 ani, el devenind cel de-al patrulea director al Serviciului Român de Informații la data de 4 octombrie 2006. Anterior desemnării sale la conducerea SRI, Maior a fost senator PSD, el fiind și președinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională din Senat. În perioada 2000-2004 a fost secretar de stat și șef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică și Politică a de Apărare din cadrul Ministerului Apărării Naționale. În această calitate a coordonat, din punct de vedere strategic și militar, aderarea României la Organizația Tratatului Nord-Atlantic. Între anii 1992 și 1997 a lucrat ca diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe la Departamentul Tratate și la Departamentul Afaceri Strategice. Din anul 1997 până în anul 1999 a îndeplinit funcția de însărcinat cu afaceri al Ambasadei România din Dublin. În anul 2004 i-a fost conferit gradul diplomatic de ambasador în Ministerul Afacerilor Externe. Acum câțiva ani, cred că prin 2010, scriam într-un ziar, în Ziua de Constanța, dacă nu mă înșel, și bănuiesc că am voie să pomenesc numele ziarului, este de altfel un cotidian local la care eu țin foarte, foarte mult și în care scriu ori de câte ori am timp și ori de câte ori am ocazia. Și scriam atunci prin 2010 despre domnul Cristian George Maior, director SRI, cum că ar fi omul potrivit la locul potrivit. Haideți să vedem ce scriam pe atunci și să calculăm în continuare câteva dintre datele domnului Cristian George Maior apropo de caracterului, de comportamentului și, nu în ultimul rând, de cum îi va fi acestuia în anul 2015. Martie 1990 este data la care, prin decretul numărul 181, a fost înființat Serviciul Român de Informații. Respectat, ocolit, uneori hulit, alteori privit cu teamă, însă mereu la datorie, SRI se ocupă de activități ca apărarea Constituției, antiterorism și contraterorism, contraspionaj, combaterea amenințărilor transfrontaliere, securitatea economică, supravegherea secretelor de stat și, cu siguranță, încă multe altele neștiute și nebănuite. Director al SRI a fost numit la data de 4 octombrie 2006 George Cristian Maior, numit prin hotărârea numărul 32 a Parlamentului României. Născut la data de 16 noiembrie 1967, George Cristian Maior este, din punct de vedere numerologic, sau a fost, din punct de vedere numerologic, omul potrivit la locul potrivit. Și de ce spun asta? Putem dovedi acest lucru din punct de vedere numerologic, calculându-i principalele trăsături de caracter și observând care este și comportamentul acestuia. Vom calcula împreună, vom descoperi împreună cum este Cristian George Maior, fostul director al SRI, timp de foarte, foarte mulți ani. 16. Haideți să-i scriem întâi numele complet. George Cristian Maior. Data nașterii, 16.11.1967. C.
ce vom face? Vom calcula cu siguranță, în primul rând, cifra destinului, cifra destinului dezvăluindu-ne principalele trasături de caracter ale unei anumite persoane. În cazul de față, vom descoperi care sunt principalele trăsături de caracter ale lui Cristian George Maior sau George Cristian Maior, cum vreți dumneavoastră. 16-11-1967, adunăm 1 plus 6 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 6 plus 7. 1 plus 6, 7 cu 2, 9, 19, 25, 32. Este 5 din 32, mai calculăm o dată, nu care cumva să greșim. 6 cu 7, 13, 23, 25, 26, 32. Are o cifra destinului 5 din 32. Da, are o cifra destinului 5 din 32, ceea ce înseamnă că întotdeauna va fi ceea ce trebuie la momentul potrivit. Întotdeauna știe ce să spună, știe când să spună, este deosebit de convingător, este extraordinar de bun actor, este îngrozitor de cameleonic, este un bun păstrător de secrete prin cifra 3 care se regăsește în cifra destinului său 5 din 32, riscă foarte mult, este foarte norocos, grație aceleiași cifre 3, poate fi îngrozitor de diplomat și un extraordinar de bun prieten, știe foarte bine ce vrea și ce nu vrea, ce îi place și ce nu îi place, pe cine iubește, pe cine urăște, ce va face și ce nu va face niciodată, doar că știe el și atât. De ce spun acest lucru? Pentru că cifra destinului său 5 îl ajută atât de mult încât nimeni nu va ști pe care dintre liste se află, la bun sau la răi, la prieten sau la dușman, nimeni nu va ști niciodată ce urmează a face la un moment dat Cristian George Maior. Și cred că este foarte bine pentru un personaj, pentru o persoană care a fost a deținut funcția de director al Serviciului Român de nu este deloc simplu de informații. Calculăm împreună mai departe cifra zilei de naștere. Cifra zilei de naștere este a doua ca și importanță în profilul numerologic al unei persoane. Este 7, cifra zilei de naștere. 16, 1 plus 6 înseamnă 7. Da. Poate fi insensibil și rece, încăpățânat și egoist, hotărât și pretențios, uneori agresiv și dominator, întotdeauna rațional. Cifra zilei de naștere, 16, care înseamnă 7, ne dezvăluie capacitatea sa de a se autocenzura. Trăiește mai mult în lumea sa. Ei bine, nu se știe care. Lumea sa, de altfel, este oricare lume și-ar dori el să fie lumea sa. Repetăm, trăiește mai mult în lumea sa, nu se știe care, decât printre semenii săi. Tăcut, doar discret, filozof, singur, chipzuit, intuitiv, aproape paranormal, calculat și implacabil, poate crea impresia că este permanent morocănos. Este posibil să-l deranjeze aglomerația, deși se descurcă extraordinar de bine într-un mediu aglomerat, tocmai pentru că îl are pe acel 5 în cifra destinului său și poate fi ceea ce trebuie la momentul potrivit. Problema este alta. Aflându-se în centrul atenției, aflându-se printre oameni, interpretând orice rol este necesar să interpreteze, are darul de a părea că este prezent alături de cei din jurul său și, de fapt, să fie cu gândul sau cu urechile sau cu neuronii în cu totul și cu totul altă parte. Vom încerca să vedem care sunt trăsăturile de caracter pe care le putem obține din numerograma zilei de naștere. Numerograma zilei de naștere este acel prim tabel în care trecem toate cifrele din data nașterii.
este acel tabel despre care eu vă povestesc la fiecare emisiune și care are 3 linii, 3 coloane, 9 căsuțe în total, fiecarei cifrei corespunde o căsuță. Cifra și căsuța ei, cifra și căsuța ei și tot așa. Îl vom trece pe 1 în căsuța lui 1, vom trece cifra 6 în căsuța cifrei 6, încă vreo 3 de al de 1, încă un 9, un 6 și un 7. Are 2 de 6 numerograma zilei de naștere, are nevoie de căsnicie și este permanent îngrijorat de lucrurile neplăcute care s-ar putea întâmpla familiei sale din cauza serviciului său sau din cauza gesturilor pe care la un moment dat este obligat să le facă. Îl are pe 7 numerograma zilei de naștere, are, așa cum am spus și mai devreme, o relație deosebită cu divinitatea, are calități de medium, are calități paranormale, are darul de a presimți, are inclusiv darul premoniției, așa cum spuneam. Cifra 2 nu există. Are 4 de 1 numerograma zilei de naștere, ceea ce înseamnă că are calități de lider. Nu era nevoie să vă spun eu. Ați observat și dumneavoastră, a fost șef al SRI ani buni și s-a descurcat de minune. În schimb, cifra 2 nu există numerograma zilei de naștere. Există însă în cifra destinului său, ceea ce înseamnă că poate avea suficientă răbdare să asculte ce ar avea de spus oamenii din subordinea sa. În schimb, contează doar propria opinie pe care o va și aplica. Ale celorlalți, deși le ascultă, aproape că nu le aude. Numele complet al lui George Cristian Maior este 8. Haideți să vedem cum am ajuns la acest nume complet. Fiecare literă din numele pe care îl purtăm are o anumită vibrație. Această vibrație, aceste vibrații ne înconjoară și ne influențează comportamentul. Vom trece, așa cum am trecut de altfel, numele complet al fostului director al SRI, George Cristian Maior, și sub fiecare vocală, deasupra fiecarei vocale vom trece valoarea vibrațională a vocalei respective, de desubtul fiecarei consoane vom trece valoarea vibrațională a consoanei respective. G are o vibrație 7 și este consoană, E vibrație 5, O vibrație 6, R 9, G 7, E 5, C 3, R 9, I 9, S 1, T 2, I 9, A 1, N 5, M 4, A 1, I 9, O 6, R 9. Și acum le adunăm. Vocale deasupra, consoane dedesubt. 5 plus 5, 10, plus 6, 16, 7, 7 cu 7, 14, 5, 1, 2, 7, 4, 7 cu 7, 14, cu 1, 15, 6, 2. În urma adunărilor am ajuns la concluzia potrivit căreia cifra vocalelor domnului George Cristian Maior este 6, iar cifra consoanelor este 2. Deci am ținut neapărat să fac această precizare pentru că cifra vocalelor ne oferă cifra totală a vocalelor din numele unei persoane, în cazul de față din numele domnului George Cristian Maior, ne oferă informații despre ceea ce își dorește acesta, iar cifra consoanelor despre modul în care este văzut, în care este perceput. Cifra numelui complet ne oferă informații despre comportamentul lui. Astfel, cifra vocalelor fiind 6, vom observa că George Cristian Maior își dorește să fie cât mai serios, cât mai implicat, cât mai responsabil. Cifra consoanelor, cum este perceput? Este perceput ca fiind un foarte bun diplomat și un prieten adevărat. Care este comportamentul lui George Cristian Maior? Cifra numelui complet este 8 și așa cum am scris eu în ziua de Constanța, numele complet are o vibrație 8, comportamentul său este acela al omului puternic și conștient de acest lucru. Înțelept și spiritual, atent la detalii, poate deveni în anumite situații fermecător și înțelegător.
Deosebit de ambițios, este evident că singurul care are și va avea vreodată dreptate este George Maior, Cristian George Maior. Respectos, dar adesea țâfnos, trebuie să ai mare grijă cum îi te adresezi și cum te comporți. Deși nu ține la bani în mod neapărat, îi tratează cu respectul necesar, conștient fiind de puterea lor. Putem spune că este dictatorial, dar și genul de protector permanent. Poate avea viziuni despre care să nu pomenească niciodată nimic, vise premonitorii și o relație deosebită cu divinitatea. Ermetic, nu spune niciodată nimic. Exact cum vă spuneam, ce își dorește directorul SRI, fostul director SRI Maior, să fie mai responsabil, să-i fie ascultate sfaturile și să poată observa mai multe, să fie mai atent. Cifra vocalelor 6. Cum este perceput ca un diplomat desăvârșit, dar și prieten de nădejde. Cifra consoanelor 2. Ei bine, da, se pare că cine știe, știe, cine alege, alege și nimic nu este la întâmplare, așa cum le place lor să spună. De remarcat că lui Maior nu îi place altceva decât adevărul, dar dacă este nevoie, se pricepe de minune să ascundă ceea ce trebuie ascuns. Ce mai spuneam aici? Spuneam și vă voi spune și dumneavoastră imediat care este cifra obiectivelor domnului Cristian George Maior. Cifra obiectivelor se calculează adunând ziua nașterii cu luna nașterii. În cazul de față, ziua nașterii este 16, cifra zilei de naștere fiind 7. Adunăm această cifra zilei de naștere 7 cu luna nașterii 11, care înseamnă 2. Și cifra obiectivelor sale, conduita pe care ar trebui să o adopte în viață, are o vibrație 9, care înseamnă exprimarea iubirii universale. Nu vi se pare că este destul de dificil totuși să fii director al Serviciului Român de Informații și să fii obligat să iubești pe toți și buni și nebuni și răi și ciudați și... Da, bănuiesc că este foarte dificil. Deci conduita pe care ar trebui să o adopte Cristian George Maior în această viață ar fi aceea de a nu face rău nimănui și de a iubi pe toți. Sau probabil aceea de a-i pedepsi cu gândul de a le face bine. Anul acesta, cum se calculează vibrația personală pentru o anumită pentru cineva, se calculează adunând cifra obiectivelor, care în cazul lui Cristian George Maior este 9, cu vibrația anului universal care ne interesează. Vibrația anului universal 2015 este 8, 2 plus 0 plus 1 plus 5 înseamnă 8, deci 9 plus 8, 17, 7 plus 1, 8. Vibrația personală a anului 2015 pentru George Maior, Cristian George Maior, este 8. Ce se va întâmpla în acest an? Ei bine, în acest an va fi... și mai ambițios, va fi și mai luptător, va fi și mai atent la detalii, va fi și mai hotărât să se lupte cu toți cei care l-au supărat, va fi și mai hotărât să nu ierte pe nimeni, va umbla permanent cu sabia în mână, hotărât fiind să-i pună la punct pe toți cei care au făcut necazuri. Luna ianuarie a anului 2015 a avut pentru George Cristian Maior o vibrație nouă, vibrația sfârșitului, vibrația sfârșitului de capitol. A renunțat la oameni, a renunțat la prieteni, a renunțat la funcții, doar că luna februarie a acestui an vine cu o vibrație 1, vibrația începutului de drum. Va fi o lună în care se va simți mai sigur pe el, va fi o lună în care va începe proiecte noi, va fi o lună în care nimeni și nimic nu-l va opri din a-și duce la îndeplinire planurile sau de a-și îndeplini misiunea, pentru că
cine poate ști cu adevărat ce gândește George Cristian Major sau care este misiunea pe care și-a propus-o. Deocamdată, conducerea SRI va fi audiată în Parlament. Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, directorul interimar al SRI, Florian Coldea, va fi chemat săptămâna viitoare în Parlament. Acesta trebuie să dea explicații în fața Comisiei de Control a SRI după declarațiile făcute de Elena Udrea în interviul acordat Hot News vineri. Anunțul a fost făcut de deputatul PSD Daniel Savu, membru al Comisiei de Control, într-o declarație acordată postului Digi24. El a mai precizat că acuzațiile Elenei Udrea în privința implicării directorului interimar Florian Coldea într-o campanie împotriva sa trebuie anchetată de parchetul militar. Iar deputatul PSD Daniel Savu spunea, citez, noi putem să vedem dacă în perioada în care Elena Udrea spune că SRI și-a încălcat atribuțiunile și s-a implicat în politică, trebuie să vedem dacă s-a întâmplat ceva. Sunt niște afirmații, nu știu cum să le probăm. Restul, cel acuză personal pe Coldea, trebuie probat în fața parchetului militar. Coldea este ofițer de carieră, afirmațiile Elenei Udrea, care îl privesc pe Coldea, pot fi verificate doar de parchetul militar. Mă rog, se cam repetă domnul deputat PSD Daniel Savu și are și o exprimare, dacă aceasta este exact citatul, are o exprimare ușor amalgamată. Noi, comisia, nu-l putem ancheta pe Coldea, a declarat Daniel Savu la Digi24. Mihai Florian Coldea s-a născut în anul 1971 în comuna Târnova, județul Arad, într-o familie de agricultori. După absolvirea liceului industrial numărul 11 din Arad, a urmat cursurile facultății de psihosociologie din cadrul Academiei Naționale de Informație din București, pe care le-a absolvit în anul 1996. Ulterior a urmat și cursul de pregătire de profil antiterorist și de informații desfășurate în țară și străinătate. După absolvirea facultății, a lucrat în cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea și Combaterea Terorismului din Serviciul Român de Informații, deținând o serie de funcții de conducere. În perioada 1996-2005, el a participat la misiuni, acțiuni și operațiuni complexe derulate pe profil antiterorist în cooperare cu parteneri străini ai SRI. În perioada răpirii celor trei jurnaliști români în Irak, în 2005, numele lui a fost vehiculat în presa centrală ca fiind unul dintre cei care conduceau operațiunile de recuperare a acestora alături de generalul SIE Adrian Isaac. Potrivit informațiilor furnizate de presă, el s-a deplasat în timpul crizei la Ambasada României din Bagdad și a supervizat transportul și perioada la care au fost supuși jurnaliștii români la Vila SRI-ului. La data de 27 iulie 2005, Florian Coldea a fost avansat la gradul de locotenent colonel și numit prin decret al președintelui României în funcția de prim adjunct al directorului Serviciului Român de Informații și locuitor legal al directorului cu rang de secretar de stat începând cu 1 august 2005. A fost avansat la gradul de colonel la 24 martie 2006. În perioada 20 iulie-4 octombrie 2006, el a îndeplinit funcția de director interimar al Serviciului Român de Informații, deci a mai ocupat această funcție, știe ce înseamnă, ca urmare a demisiei lui Alexandru Radu Timofte din această funcție. La data de 18 aprilie 2008, președintele Traian Băsescu l-a înaintat la gradul de general de brigadă. Generalul Florian Coldea este căsătorit și are un copil. Iată, în iulie 2006, primăria comunei Arădene Târnova i-a acordat lui Florian Coldea titlul de cetățean de onoare a acestei localități. Vom vedea ce se va întâmpla cu Mihail Florian Coldea, dar pentru că trebuie totuși să vă las cumva în suspans, vă promit că săptămâna viitoare îl vom analiza pe domnul Mihail Florian Coldea, care este director interimar al SRI deocamdată, din punct de vedere numerologic și vom vedea ce calități are acesta din punct de vedere numerologic. Ei bine, da, fosta candidată la Cotroceni, Elena Udrea, este acuzată de spălare de bani. Respir greu, întrucât am nasul înfundat. Este teribil.
să respiri, să inspiri și să respiri pe, doar pe gură cu nasul înfundat. Fosta candidată la Cotroceni, Elena Udrea, este acuzată de spălare de bani și fals în declarațiile de avere. Ea s-a autosuspendat din funcția de președinte al partidului, al PMP, au declarat pentru Mediafax surse din partid. Procurorii anticorupție au început urmărirea penală împotriva ei și o acuză că ar fi ascuns informații despre banii negri câștigați de fostul său soț Dorin Cocoș. Adusă joi, adică joia care tocmai a trecut, cu mandat la DNA, Elena Udrea a refuzat să facă declarații înainte să vadă dovezile strânse de anchetatori împotriva ei, normal. A avut timp totuși să posteze rapid pe Facebook un mesaj în care se miră că a fost luată pe sus de procuror. Citez. Mă surprinde oarecum decizia lor de a proceda astfel, având în vedere că m-am arătat în permanență dispusă să cooperez, să colaborez cu anchetatorii și să lămuresc lucrurile pe care le cunosc în diversele spețe care se află în analiză. Evident că așa voi proceda. Ajunsă în fața anchetatorilor, Elena Udrea a aflat că este urmărită penal pentru fals în declarații și spălare de bani. Procurorii spun că în declarația de avere din 2010 nu a menționat banii pe care soțul ei, în acea vreme Dorin Cocoș, i-a dat cu titlu de împrumut hotelului pe care îl deținau împreună. Haideți să vedem ce spune Elena Udrea. Citez, eu în declarația de avere am spus exact cum a fost. Nu pot să declar ceva ce aparține altei persoane, fie el și fostul soț, dacă nu îți spune. Dar dosarul este în lucru. Nu aș vrea să comentez. Anchetatorii mai spun că banii pe care Cocoș îi dădea hotelului proveneau dintr-o mită de 9 milioane de euro. Era forma prin care banii negri erau introduși în circuitul legal. Mita era plata pentru Cocoș, care spunea că influențează guvernul României pentru a semna contractul cu Microsoft. Da, mă rog. Urât. Urât și greu pentru Elena Gabriela Udrea, de fapt este numele ei. Elena Gabriela Udrea, născută la data de 26 decembrie 1973 în Buzău, România. Aici Wikipedia spune că este o politiciană română controversată. Este o tipă îngrozitor de ambițioasă. Asta așa este. Și o femeie foarte dură cu sine și cu cei de lângă ea și acest lucru a creat o serie de controverse. Și-a asumat o mulțime de riscuri și, din punctul meu de vedere, bravo ei. Din 2008 deține funcția de deputat. În trecut a deținut funcțiile de consilier prezidențial, șef al Cancelariei Prezidențiale, ministru al Turismului și ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului. Udrea este considerată apropiată a președintelui Traian Băsescu. Și, mă rog, se zvonește că îi datorează acestuia ascensiunea politică. Evident, cum o femeie reușește și ajunge într-o funcție mai importantă, evident, se spune despre acea femeie că ar fi iubita nu știu cui, că ar fi amanta nu știu cui, că s-ar fi folosit de 11.000 de bărbați pentru a ajunge unde trebuie. Niciodată însă nu se spune despre acea femeie că ar avea și alte calități în afara calităților fizice care sunt evidente. Care va să zică, dacă ești frumoasă și mai ești pe deasupra și deșteaptă și reușești să ajungi într-o anumită funcție, e musai să fi trecut prin paturile câtorva bărbați influenți. Dacă nu te pricepi să treci prin paturile câtorva bărbați influenți, iată, se pricep gurile rele să zvonească acest lucru, nemai contând dacă este adevărat sau nu este adevărat. Păi nici nu se poate altcumva, ce credeți? Le admir pe aceste femei care au puterea de a face față tuturor bârfelor de 2 lei și de a rămâne cu fruntea sus și de a reuși să își privească în ochi rivalele invidioase și proaste deopotrivă. Pentru că cine ar putea vorbi, ce femeie ar putea vorbi de rău o altă femeie decât o femeie invidioasă, capricioasă și îngustă la minte.
După liceu, Elena Udrea a urmat cursurile Facultății de Științe Juridice și Administrative, specializarea drept din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din București, obținând diploma de licență în 1996, iar din 1997 a fost avocat la propriul său cabinet individual de avocatură. Oare să fi fost și pe atunci Traian Băsescu? Să o fi ajutat oare Traian Băsescu pe Elena Udrea încă din perioada în care urma cursurile Facultății de Științe Juridice și Administrative? Probabil că da, altfel nu înțeleg cum ar fi reușit ea să termine facultatea, nu-i așa? După 2005 urmează o serie de cursuri în domeniul apărării și securității naționale, Colegiul Național de Apărare, Colegiul de Management al Resurselor Apărării, Educațional și al Achizițiilor și de un masterat în Securitate și Apărare Națională la aceeași instituție de învățământ. Din 97, Elena Udrea a fost avocat la propriul său cabinet individual de avocatură. La sfârșitul anului 2005 a fost avocatul președintelui Traian Băsescu în legătură cu plângerea penală formulată la adresa acestuia privind achiziționarea unui imobil din strada Mihăileanu, obținând achitarea acestuia. Elena Udrea s-a căsătorit în 26 decembrie 2003 la Consulatul Român din York cu Dorin Cocoș, un om de afaceri autohton. În anul 2004, iată cariera politică, Elena Udrea devine membru PNL și candidează pe lista Alianței Dreptate și Adevăr pentru un loc în Consiliul General al Municipiului București. Ajunge consilier general, A devenit membru al Partidului Democrat în februarie 2006. În 2007 l-acuză pe Tăriceanu că i-ar fi cerut președintelui să intervină în fața Procurorului General pentru Dinu Patriciu. În noiembrie 2008 devine deputat PDL în Colegiul 25 București, ministru al turismului din decembrie 2008 în guvernul condus de Emil Boc. Tot în 2008 primește 3 trofee Mărul de Aur de la Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. O mulțime, ministru interimar al mediului, ministru al dezvoltării regionale și turismului, președinte PDL București, vicepreședinte PDL, deputat ARD de Roman, mă rog, o mulțime, Partidul Mișcarea Populară, 30 ianuarie 2014, Elena Udrea s-a alăturat noului partid de dreapta, susținut de Traian Băsescu, Partidul Mișcarea Populară. La data de 7 iunie 2014, Elena Udrea a fost, Elena Gabriela Udrea, este important de știut, a fost aleasă cu o largă majoritate, îmi place asta, cu larga majoritate, este absolut superbă, președinte al PMP. Ea l-a învins pe contracandidatul Daniel Funeriu, obținând 742 din 950 de voturi. A fost candidat la președinția României. Elena Udrea, născută la 26 decembrie 1973. Haideți să vedem împreună care este cifra destinului său și să vedem repede, mai avem doar câteva minuțele din această emisiune, să vedem cum îi va fi ei în acest an 2015, 26-12-1973, 2-6-8, 10-11-21, 28-31, 4-31. Vă spuneam eu că este foarte serioasă, pragmatică, realistă, cu picioarele pe pământ, are calități de lider, este și foarte norocoasă, este și foarte ambițioasă, foarte energică, ar fi putut lucra oricând în armată, pentru că este foarte disciplinată, este foarte serioasă, nu știe să mintă, nu înțelege rostul minciunii. Trecând peste toate acestea, am mai vorbit de altfel despre Elena Udrea, calculăm împreună anul personal 2015. Adunăm ziua nașterii cu luna nașterii, adică 8 plus 3, care înseamnă 11, 1 plus 1, 2. La această cifră a obiectivelor 2 adunăm vibrația universală a anului 2015, care este 8. 8 plus 2 înseamnă 10, 1. Anul 2015 are pentru Elena Udrea o vibrație 1, vibrația începutului de drum. Luna ianuarie a acestui an 2015 are pentru ea o vibrație 2, nu găsim, nu se regăsește nicăieri în cifra destinului său. Cifra 2 a fost o lună cu oscilații ale stărilor fizice și psihice, bine rău, a fost o lună cu oscilații ale stării în general, bine rău, o lună în care acum i-a mers bine, acum i-a mers rău, acum a avut o stare superbă psihică, imediat a căzut într-o stare depresivă urâtă. A trecut luna ianuarie, luna februarie va avea pentru Elena Udrea, februarie,
Vom calcula vibrația personală a lunii februarie pentru Elena Udrea, adunând vibrația universal, vibrația personală a anului 2015 pentru ea, care este 1, cu luna a doua, luna februarie, și vom ajunge la concluzia potrivit căreia luna februarie pentru Elena Udrea are o vibrație personală 3, vibrația norocului. Nu cred că i s-ar putea întâmpla lucruri îngrozitor de rele Elenei Udrea în luna februarie, de altfel nici în luna martie, care are o, care este o lună cu vibrație 4 pentru ea. Să nu uităm că are cifra destinului 4, să nu uităm că cifra 3, care oricum este o cifră norocoasă, se regăsește în cifra destinului său 4 din 3 și 1, să nu uităm că cifra 1 se regăsește și ea în destinul său, iar vibrația personală pentru Elena Udrea în anul 2015 este 1. Este greu de crezut că cineva ar putea face rău cu adevărat Elenei Udrea în acest an 2015. Dacă ar fi să ne gândim la niscaiva schimbări și nu neapărat schimbări în bine, să zicem, pentru Elena Udrea, atunci această lună ar fi luna aprilie, luna a patra, care are o vibrație personală 5 pentru Elena Udrea. Ei bine, în aprilie ar putea apărea ceva schimbări, ea neavându-l nicăieri pe acest 5 care să o ajute, schimbările vor fi cumva unele deranjante pentru ea. E posibil să schimbe, eu știu, direcția, este posibil să schimbe modul de abordare a lucrurilor, este posibil să schimbe locația, este posibil să schimbe prietenii sau pur și simplu să își modifice garderoba, cine știe. În schimb, în luna mai, luna mai este o lună în care își va asuma responsabilitatea faptelor sale, probabil atunci va ieși la scenă deschisă și va spune ce are de spus și ce are pe suflet cu adevărat. În iunie va simți nevoia să se retragă în sine și va fi mai greu de abordat, va fi mai ciudată, va fi mai însingurată. În iulie, în luna iulie, nimic nu o poate opri pe Elena Gabriela Udrea să-și ducă planurile până la capăt, urmând apoi luna august, care va fi într-adevăr o lună mai tristă, având o vibrație nouă, un sfârșit de poveste, sfârșitul unor prietenii sau pur și simplu sfârșitul unor discuții deranjante pentru ea. Septembrie, lună bună. Octombrie, o lună în care oscilațiile ale stărilor de bine-rău vor reveni. Iar decembrie, luna decembrie se va termina foarte bine, fiind de asemenea o lună norocoasă cu o vibrație 3. Aștept cu nerăbdare să văd ce se va întâmpla cu Elena Gabriela Udrea. Eu cred că va fi foarte puternică, eu cred că va fi foarte rezistentă și cred că va reuși să facă față oricăror atacuri se vor abate asupra ei în acest an. Până săptămâna viitoare, când vă promit că vom discuta și îl vom dezvălui din punct de vedere numerologic pe directorul interimar al SRI, Florian Coldea, vă urez să fiți fericiți, să faceți bine în jurul dumneavoastră și să zâmbiți, zâmbiți cât mai mult, pentru că e bine atât pentru dumneavoastră cât și pentru cei din jurul dumneavoastră.